Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Taxă pentru curățarea mucurilor de țigări de pe străzi și de pe plaje. Bine, iau și plaje. Da, avem și noi, cum? Și avem și mucuri de țigări o grămadă pe plaje. Ceea ce e o porcărie. Filtrele astea din acetat de celuloză din țigări sunt unele dintre cele mai poluante dispozitive. Se descompun în 10 ani. Deci sunt plaje trainice. Da. Și sunt peste tot. Și în București noi avem problemă mare. Se aruncă, frate, chiștoace de țigări din mașini, e ceva îngrozitor. Da, e loc de asfaltare, că țină, durează mult, știi? Da. Și practic, în loc de asfalt... Din când în când, câte o fundație, un ONG, mai face câte o acțiune de asta de ecologizare, prin București, cred, am văzut, mă rog, nu de mult a fost una, voluntarii au strâns saci întregi de chiștoace din Piața Victoriei, în centrul Bucureștiului, în câteva ore. Se și stă mult în intersecția aia. Da, exact. Sunt multe explicații pentru asta. Și fenomenul, evident, nu este doar în București, și în alte țări. Și exasperați, spaniolii au decis să taxeze producătorii de țigări, dincolo de amendarea celor care aruncă pe jos. Noile norme, scriu colegii de la Digi24, îi fac pe producători responsabili de colectarea mucurilor aruncate și de transportul acestora pentru tratarea deșeurilor. Și nu e o măsură, adică e un pachet de legi, nu e doar țintit pe producătorii de tutuni, sunt reguli noi care fac parte dintr-o lege care a fost adoptată anul trecut și care, printre altele, interzice și comercializarea materialelor plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și paiele pentru băuturi. Și cu asta sunt de acord, dar adevărul este că cu tacâmurile de carton... care sunt acum în diverse locuri și în România, nu poți să mai mănânci nimic, practic. Ai încercat să bei un suc cu paiul de ăla de carton? Nu. Da, și l-ai înghițit. Da. Eu cred că o să revină briceagul avea tataie cu furculiță. Asta vreau cu furculiță. Știi briceagul ăla cu furculiță, linguriță și da. Exact asta. Un multifuncțional de la o să revină la modă. O asta ne mai lipsește. O tacâmuri de metal în punguță când mă duc undeva. Da, nu. Cred că varianta briceagă e mai bună. Altfel, în Spania, înțeleg că în vara trecută fumatul a fost interzis în Barcelona pe toate plajele publice. Ceea ce mi se pare super ok. Și mai sunt alte țări în care fumatul este interzis pe plajă și sunt amenzi foarte, foarte mari. Prin Asia sunt astfel de locuri. În Asia, da. Bine, în Asia nu știu dacă se mai aruncă chiștoace pe jos și... Sunt amenzi foarte mari. Da. Sunt țări în care e la propriu e amendă și bătaie. Și Singapore, da. Singapore, da. Da, da, da. Dacă scui chewing gum pe jos, chewing gum e ilegal acolo. Dar dacă intri cu chewing gum și îl scui pe jos și te-au prins, amendă și bătaie. Bătaie cu bastonul, la fund. Serios? Da. Eu zic că dacă băgăm asta cu bătaia la noi... nu știu ce să zic. S-a făcut multă educație pe vremuri, așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.